mulțumit, mă gândesc și de rezultat și de cum s-a comportat echipa câte două goluri în două minute. Da, sunt bucuros că am reușit să ne calificăm matematic în play-off. Primul obiectiv ni l-am îndeplinit. Acum urmează să ne concentrăm pentru următoarele două etape, mai ales că jucăm cu ocupanta locului 2 etapa viitoare și va fi un joc foarte, foarte strâns, cred eu, echilibrat, o echipă bună, dar zic că nici noi, la ceea ce am arătat astăzi, nu suntem cu nimic mai prejos. Și neoveniții au debutat cu trebuie pase de gol-gol. Da, am fost poate acuzat pe nedrept de multe ori că am făcut părea multe schimbări în lot, dar vedeți că în ziua de astăzi, dacă ai calitate, omogenitatea vine și se realizează foarte repede. N-ai nevoie de timp, totul s-a realizat într-o lună și zic eu că echipa astăzi chiar a arătat foarte, foarte bine, mai ales că am reușit să ne creăm multe ocazii de a marca. Chiar și nu prea a avut ocazie, exceptând doar aceea, nu prea a reacționat după ce a luat golul. Da, vă dați seama, am reușit să marcăm repede, să facem 2-0. Au avut și acea bară, da, dar acolo, din punctul meu de vedere, a fost un faul clar la Roberto, care avea mingea sub control. Asta e acum. A fost, până la urmă, am avut șansă. Dar zic eu că, totuși, jocul nostru a fost solid și nu cred că se pune sub nicio îndoială victoria de astăzi. Din păcate, pentru echipa a venit și accidentarea lui Mitrea. Da, sper să nu fie foarte gravă. Am spus de la început că avem câte doi jucători pe fiecare poziție destul de buni și zic eu că oricine va juca o va face cu brio. Pe cazul nu știu, am văzut la anumite momente jucătorii alunecând destul de bun. Da, a fost cât de cât bun la cum arăta zilele trecute, când nici n-am făcut pe el pentru că era foarte, foarte moale. Sperăm ca pe viitor acum cu venirea, eu știu, primăverii să reușim să îmbunătățim starea lui, pentru că avem nevoie. Suntem o echipă care ne dorim să avem posesie, să jucăm mingea și, eu știu, să avem un joc cât mai spectaculos. Cât bucurați pentru acest început, să spunem, în Liga? Nu, e un început foarte important, vă dați seama. Am reușit, cum ziceam, să ne calificăm în play-off, suntem pe locul 3 la 2 puncte de Hermannstadt și vă dați seama, asta ne asigură cât de cât liniștea că vom avea încă 10 meciuri după intrarea în play-off în care putem realiza obiectivul suprem. Chiar dacă a venit impostura de adversar, Claudiu Niculescu a fost ovaționat de întreg stadion, a jucat aici, a dat golul. Da, cu siguranță, Claudiu la nivelul la care a jucat și golurile care le-a marcat pentru mai multe echipe, cu siguranță lasă loc de bună ziua pe multe stadioane.